Salut! Am ceva de zis, aproximativ. Sunt puțin cam instabil pe traiectorie. De câteva zile dorm în rafale. Două, trei ore, mă scol, mișun pe aici câteva ore, iar pică în freză și uite așa o țin. Azi, în schimb, a trebuit să, la 9 dimineața să fiu la bazin rotenot. Nepotul meu, Vlad, a terminat un curs de not. Și a fost o demonstrație acolo. A fost o plăcere pentru mine. Mai ales că eram curios ca să văd în ce am investit bani. Cursul ăsta de not e plătit de mine. Mi se pare normal. Cam de unde și pot. Părinții mei n-au avut de unde și n-au putut. Asta e. Trec la antescriptum. De mai multe ori am atras atenția asupra celor că sunt dubitoți. Care și în 2015 folosesc ca unitate de măsură milionul. Și cred că ar fi cazul de în 2015 până în 2015 să priceapă care unitate de măsură. Pe picat în plasă acum, unul la care nu mă așteptam. Cu copii pest, chiar zis respectivul. Am produs azi noapte mai multe zeci de milioane. E 8 dimineața, mă culc acum, că mă trezesc, mă duc să încasez morman. Știți cine a zis asta? Mircea Bata. De fapt, el a câștigat 10.000 de lei odată și pe alt bilet 4.300. De ce simte nevoia ca să traducă în milioane? E mai mult? Nu. E ciudată treabă. Nu mă așteptam la el. Apropo de topic, altceva. Regina Elisabeta a doua i-a trimis o scrisoare unuia. Și cum începe scrisoarea? Prințul Filip și cu mine suntem bucuroși să-i transmite cel mai bune gânduri maiorului. E primul cosmonaut englez care a ajuns pe stația orbitală. Observați cum începe. Prințul Filip și cu mine. Cine scrie așa? Regina a doua Angliei. Elisabeta a doua. De ce? Așa e civilizat. Foarte pe spus, scurt regula, tradusă la nivelul nostru, măcar un frunte. Deci nu eu, dacă pomenesc pe mai mulți, între care sunt și eu, eu mă trec la coadă. Așa e civilizat, asta știam și eu. Dar tot găsim de pe net altă regină. Andreea Belecleanu spune: eu și copiii mei și cu Constantin, de ce spune așa? Că nu-i regina Elisabeta II a Angliei. N-a învățat-o nimeni. Pe la asta m-a referit într-o semnare anterioară la senatoarea Chivuță. Hai că justifica că pierde la pensie, că nu are carte de muncă la Parlament. Și din cauza asta a făcut ei mândăria cu pensiile aia nesimțite. Dar rezolvarea există. Am aflat și eu acum. Unul Mircea Ionescu Quintus. Când aveam 75 de ani, un funcționar de minister m-a luminat și mi-a spus: de ce nu cere să vi se impoziteze și veniturile din Parlament? Atunci am cerut la caseria Parlamentului să mi se impoziteze venitul meu de parlamentar. Acum beneficiez de o pensie de parlamentar nu nesimțită, de 1.300 de lei.
rezultate din contribuția pe care am plătit-o. Deci să putea. Și nimeni nu ar fi acuzat atunci de pensii nesimțite. De ce nu s-a făcut așa? Păi, pensie, mă, 1300 de lei. La valoarea mea de chibuță. Asta e. Echipa română de handbal a câștigat un meci. Gol în ultima secundă, care a făcut diferența între agonie și extaz. Știu ce e în spatele acelui gol. Știu prin ce trece antrenorul. Știu prin ce trece toată echipa. Știu prin ce trece jucătoarea aia care pune mâna pe minge, fluieră arbitru și trage. Până unde se ajunge? În bibliografia provenită de la taică-meu, a fost o situație, un meci într-un turneu oarecare, cam ceva la fel. În ultima secundă, 7 metri, și arbitru a dat să tragă 7 metri. Cea mai bună jucătoare lui taică-meu s-a dus, a luat mingea, arbitru a fluierat și asta a leșinat. Scurt. Asta e încărcătura psihologică. Și atunci tata a luat o decizie care tot s-a uitat cu ochii la el. A dat pe banca de rezervă o fată, una melinte. A fost chiar colegă, nu știu cum era, cu o lipsă de precizie notorie. Odată taică-mea stipa la ea. Dinte, după ce termin de număra plopii cu mingile trași în poartă, însă, din punct de vedere psihic, nu avea probleme. I se fâlfâia. Nu știa ce era psihicul. Iar ca forță, am încasat și o minge de la ea, m-am dus la dură. S-a dus melinte acolo, toată tribuna consternată, că o știau de ce e în stare. Fluieră arbitru, ce-a să trage. Nici n-a apucat să miște portarul, că era gol. Ăsta a fost începutul pentru melinte, a ajuns în lot, campioană mondială, maestra sportului. Puțin înțeleg treburile astea. Tare puțin. Și vorba unui Chivu, care zice, când mă las de fotbol, sau mă apuc de cântat, sau mă fac antrenor. Vorbea la avea chestia asta. Asta e. Dar la alta, oraș din Siberia. De sentimentele localnicilor pentru scandalele de corupție și apatia politicienilor locali, a făcut ca o pisică în vârstă de 18 ani să se judece 91% din cele 5400 de intenții de vot. Interesantă chestie. Păi, poate și la noi ar fi necesar să se populeze parlamentul cu câini, pisici, porci. Și numai în comisii de specialitate să fie niște oameni aleși pe criteriul competenței care să facă legi. Și pe ele votează câini, pisici, porci. Ce-ar merge greșit? Ar merita încercat. Că de 25 de ani încercăm și tot ești nasul ăștia. Trec la alta, la însemnarea anterioară K44 al României era, am adăugat un postscriptum, e un link, apropo de presiune politică.
pe site-ul, blogul lor este, am găsit un listing cu ce a revendicat ăsta, de Crucești. Iar avocatul casei regale, într-un interviu pe scară, a spus un lucru. Presiune politică sa poate revendica ce aparține bunicului său, de moștenitor. Și cum ar spune un clasic în viață, pe persoană fizică. Deci ăsta nu poate revendica ce a aparținut case regale, în mare deosebire. Ori s-a băgat la paușal acolo, tot ce a găsit, trecut acolo. Că a făcut el asta, nu e o problemă, e dreptul lui. Dar toate instanțele care au dat câștig de cauză au greșit grosolan. Și asta e o problemă. Că de-aia pe undeva regele Mihai a fost exemplu de domne, aia, aia și aia. Că la alea am dreptul. Restul sunt ale casei regale. Complet al statut. Care sunt pe undeva în României majoritate. S-a întâlnat, trebuie să luat sau. Gâtea acelizat om a avut așa o bucățică de emisiune dedicat unui caz în Norvegia. Unii familii de români ei s-au luat 5 copii de către statul norvegian. De ce? Că unul din copii la școală, fiind întrebat, a spus, da, stai că m-au dat găsit pe numărul 3 și s-a uitat urât la numărul 4. Și statul norvegian, fără comentarii, a umflat. Sincer, în materie de educație, și taică meu, cred că m-a bătut de 4-5 ori. Gândind acum, pot să spun că a avut dreptate și n-a greșit. Că era foarte complicat, că eram mai zbordalnic așa și făceam tot felul de nebunii. Și era foarte complicat ca să mă aducă pe traiectorie. Că erau cazuri punctuale și fiecare trebuie analizat și explicat. Așa mi-a tras o bătută, 6 luni de zile eram ca trolebus. Și mi-au ideile zbordalnice de în cap. Așa că este extrem de discutabil cu bătaia asta. Iar în acest caz, cum arătau copiii, cum arăta familia, cred că s-a abuzat de binele copilului. Păi dacă s-ar aplica normele norvegiene la aici, în România, ar decădea de-n drepturi cât un județ întreg de copii, prin Moldova pe acolo, fără comentarii. Și poate, în acel caz, chiar ar fi binele copilului. Că sunt multe familii, foarte multe familii, care copiii sunt folosiți ca să producă ce? Pe alocația pentru copii. Deci, e clar în legea românească. Prost tratament aplicat copilului. Pe asta faci. Și ce trebuie să faci tu, stat? Ia-i copilul. Dar nu o fac. Dar trec la body. Recunosc. Nu mă pot abține să nu mă uit în oglindă. A zis Ted Richard, omul papagal. Căutați. Există omul papagal cu pozele lui. Pare curios. Eu nu mă uit în oglindă
ca să văd cum arăt. Și eu mă uit în oglindă ca să văd cum gândesc. Și sincer, îmi place. Mă declar satisfăcut de modul cum gândesc, nu cum arăt. Că arătat? Da, știu, în 70 plus ani. Înseamnă sintagma mai nouă. Și pielea mea stă lărguță pe cuier. Când trag pe aici, apar tot fel de franjuri. E lărguță. Dar asta e vorba lui Mitrabadea. Și vreau să-mi fac un promo. Vedeți denumirea Bugul în soft. Căutați pe internet sau multe bloguri. Căutați. Mai găsiți pe unul care să-și dedice lui însuși un folder intitulat Bugul în soft, în care el face așa cui lui, ca să fost tâmpinii, ca să facă împărtat ca un tâmpit. E link-ul mai jos acolo, poți dedicat Bugul în soft. Când termin eu de măcănit, intrați acolo. Și vedeți cât de dur sunt eu cu mine. Și atunci vă mirați că sunt dur cu alții. Dacă eu mie îmi aplic asemenea reguli stricte. Și cel mai recent caz, Skype versus EZTalk. E dat link-ul acolo, cea mai nouă captură. Nu mi-a făcut niciun fel de plăcere că a trebuit să o postez. Dar asta e adevărul. Insistam că în bancul ăla, când cei doi nebuni fac o confuzie între Batman și un călugăr și îl aruncă pe ăla de-n turn. Master, I have mail for you. Tarmă de-n gură. Zice, Batman, tu insistai, așa și cu mine. Atât mai trebuia să fac usă și pas. Dar nu vedeam că era parita ecranul acolo, ce scrie deasupra, că Skype s-a acceptat. Știi că m-a sezizat, în prima. Și chiar a avut o satisfacție, sunt convins de asta. Că mi-a putut zice. S-a scorul care între mine și fiica mea în materie de avantaj. Nu mă deranjează. Bun. Atât am avut de zis. Haideți, nu sunt în parametre. Să simte. De ce? Nu știu. Acum, coincidență, de câte ori am eu dormit ăsta pe rafale, când intru în bucătăria IT și pornesc televizorul și ascult poșturile de știri, am sezizat că se anunță că a fost cutremur în Vrancea. O fi o coincidență? Nu știu. Cum spune calculatorul, lipsă date. Acum sper că e sincronizat audio-video. Am găsit o combinație ca să am lumina foarte bună. Și asta permite o calitate bună a înregistrării la 30 de frame. Datorită unui tub cu neon, Dan Bucur. Mulțumesc, Dani. Apropo, nu mai mă întâlnesc cu Dan Bucur. El avea un birou la Talcioc, unde ne întâlneam sâmbătă sau duminică. Un deștept de la primărie a decis să mute Talciocul pe Steagul Roșu în Bartolomeu. Haideți, zice, domnule, că mi-e trebuie o lună ca să amenajăm acolo. În schimb, în prima sâmbătă, deja a desfințat Talciocul.
Nu era mai simplu, logic, coerent și normal să te apuci de amenajat la ciocul ăla și după ce e gata, îl chem pe scripcarul, dai o pamplică și te anunțezi iar. De săptămâna viitoare, de la Bartolomeu, numai la stea. De ce să fi grăbit? Ca să nu mă întâlnesc eu cu Dani Bucur. E, asta e. Gata, am 20 de minute. Las că poate apar ceva mai interesant lucruri de spus și atunci o pălungesc eu. Ne mai întâlnim peste două zile. Am zâmbit.